Pe 24 februarie ne-am trezit cu toții într-o lume diferită. Tragedia care are loc în Ucraina a încălcat întreaga ordine internațională. Din păcate, această criză va avea consecințe pe termen lung. Dragi prieteni, în ultimele două luni am început a discuta tot mai mult despre pacea în contextul situației din Ucraina. Astăzi lumea are o arzătoare sete de pace. Nimeni nu s-a așteptat la un război distrugător în Ucraina, care a provocat mii de victime în rândul populației civile. În această perioadă am auzit despre crimele de război și masacrele de la Bucha, Irpen și Hostomel. Astăzi Ucraina poartă rănile lăsate de tunuri și arme, de tranșee și tancuri. Suntem cu toții de acord că aceste atrocități nu și-au loc într-o lume civilizată. Pacea este un lucru important și acest lucru este cât se poate de clar. Cu toții ne dorim să fie pace. Haideți să fim cu toții solidari și să ne îndreptăm toate eforturile noastre pentru a avea o pace durabilă.